Salutare tuturor și bine ați venit! Eu sunt David, iar în acest clip vorbim despre o pompă sumersibilă de la gospodarul profesionist, model QDX-16-F și bineînțeles că o să-i facem și câteva teste. Aceasta cred eu că este pompa cea mai mică din gama gospodarul QDX, o pompă bună pentru gospodărie, cu un debit destul de mare, un consum redus, optimă pentru majoritatea lucrărilor din gospodărie. Așa cum o vedeți în acest format, este o pompă cu un motor de 370W, ce ajunge la o turație de 2860 de rotații pe minut. Poate să absoarbă apa de la o distanță de 16 metri, cu un debit maxim de 3000 de litri pe oră. Poate să o ridice, bineînțeles, la o înălțime de 16 metri. O scoate de la 16, o poate ridica până la 16, dar performanța ei maximă este de la maxim 10 metri adâncime. Ce este sub 10 metri, bineînțeles, și performanța o să scadă. Debitul de 3000 de litri pe oră se atinge până în adâncimea maximă de 10 metri. O turbină din aluminiu, axul este din oțel carbon, are, bineînțeles, o protecție la supra-sarcină, carcasa de jur împrejur este din fontă, iar în partea de jos, după cum puteți observa, avem și această parte din metal și osită. Este o pompă sumersibilă pentru apă curată, toată apa o să fie filtrată înainte să ajungă pe elicea pompei și să fie refulată prin această ieșire de un țol. Bineînțeles că acest adaptor negru se poate scoate, iar aici putem să realizăm o conexiune fixă direct pe evacuarea de un țol. În caz contrar, putem să montăm un furtun direct aici sau să folosim o conexiune de 3x4 pentru a fixa un racord de asemenea fix pe acest adaptor. Pompa este dotată și cu un flotor, adică pornește și se oprește singur. În momentul în care o coborâm în apă, o să pornească pentru că flotorul rămâne sus. În momentul în care apa scade sub înălțimea pompei, flotorul o să coboare și pompa se va opri automat. În cazul în care vreți să anulați acest flotor, să aveți în vedere faptul că adâncimea apei nu ar trebui să coboare sub nivelul de înălțime al pompei, pentru că prin apă își face și răcirea motorul și dacă nu o să stea în apă și o să stea doar partea de jos, s-ar putea să intre în protecția la supra-sarcină. În partea de sus este dotată și cu un mâner pentru transport, un mâner de care putem să agățăm un șnur atunci când o coborâm la adâncime pentru a nu solicita cablul de alimentare. Cablurile sunt protejate de presetupe, iar pompa are un indice de protecție IPX8. Șansa ca apa să ajungă la motor sau la conexiuni este foarte redus, totuși vă recomand în momentul în care o coborâți în apă, cablul să fie lejer, să nu coborâți pompa folosind cablul de alimentare, deși acesta are dublă prindere, după cum puteți observa chiar aici de mâner, o prindere cauciucată care îl ține destul de bine și îl protejează împotriva smulgerii, pentru că de cele mai multe ori se procedează în acest fel. Se coboară pompa folosind cablul de alimentare, ceea ce nu este tocmai recomandat. Nu am găsit specificat lungimea cablului de alimentare. După ce am testat-o și am desfăcut cablul, pot să vă spun că are peste 10 metri lungime. În continuare, vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut cu această pompă. Vă afișez și un timp cronometru acolo să vedeți în cât timp a umplut un butoi de 180 de litri.
Mai multe informații, dar și specificații tehnice legate de această pompă, o să găsiți în descrierea produsului de pe site. O să găsiți și un link în descrierea clipului ca să ajungeți pe site, bineînțeles, dar bineînțeles și în manualul de utilizare pe care o să-l găsiți în pachetul de livrare al pompei pentru a ști exact cum funcționează și cum trebuie să o utilizați. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!